Good afternoon. Next to me is Dan Stefan Mihai. He is responsible for a Romanian website of Risk and Compliance Platform Europe. Please, can you introduce yourself? În primul rând, vă mulțumesc de invitație. Mă numesc Dan Mihai și sunt din Constanța. Momentan locuiesc în Olanda, unde studiez managementul siguranței și al securității în cadrul Facultății de Științe Aplicate din Haga. Desfășor un internship în cadrul platformei Risk and Compliance România, unde am rolul de a ajuta dezvoltarea pe piața românească. Aceasta este o platformă internațională și sunt bucuros de oportunitatea care mi s-a oferit. What about the situation of risk and compliance issues in Romania and Moldavia? Știu că domeniile de risc și conformitate în România și Moldova sunt în continuă creștere. Știu că sunt mulți specialiști competenți pe piață din research-urile pe care le-am condus pentru publicarea articolelor. Este un domeniu care cu siguranță capătă din ce mai multă popularitate, lucru văzut și în colegii români care vin mai mulți de la an la an să studieze acest lucru la facultate. Da. Do you have some recent examples of articles that you have written for the Romanian platform and can you give two examples, please? Sigur. Unul din cele mai recente articole publicat chiar astăzi este despre situația vaccinării COVID în România. Este cumva un raport, am încercat să caut cauzele pentru care România este la coada clasamentului la capitolul vaccinare în Europa. A devenit un subiect destul de tabu în rândul românilor, dar asta are mai multe cauze, pornind de la infrastructura țării, infrastructura sistemului medical și neîncrederea în autorități. Și un alt articol pe care l-am scris recent, care face parte dintr-o serie de articole despre prevenirea fraudelor online, este despre phishing. Este un fenomen prin care hackerii se folosesc de crearea unui email care pare să fie oficial pentru a extrage date de la victime. Thank you very much, and people, I suppose they can contact you in Romanian language, and you are of course eager to answer them. Sigur, sunt dispus la orice întrebări pe adresa mea de mail dan@riskcompliance.ro și puteți să-mi lăsați orice întrebări și sugestii aveți pentru site. Vă mulțumesc. Thank you.